Este ce face un pulete responsabil? Unește punctele și Cu colorează. palmier. Unește punctele și colorează după imagine, dar tocmai am zis că eu nu vreau să colorez după imagine, colorez cum vreau eu. Am niște brânzoici aici, vrei? Uite. Nu, arată-ne cum colorezi. A, cum colorez? Ia uite, și-a adus crayonele colorate. Da, uite. Dar ușor așa, fără să depășesc. Uite degetul meu. De Ăla mic. da. Am unit punctele ca să iasă forma asta. Asta e roz, stai. Băgăm. Cu asta te ocupi tu, baby? Da, dar ce adulții n-au voie să coloreze? Când nu fugi de monștri, de mingea, colorezi. Colorez șepcuța lui ăsta. De palmieru. E proaspăt curând spălat astăzi. Aoleu. Da. După ce pa brânzoaicele astea, ies pe afară ca să dau jos burta. Ce mă asta? Uite, ia uite ce căciuliță faină îi fac lui ăsta micu. Ia, stai că-i bag și un portocaliu acum. Ia fi atent așa. Ușor să nu depășim, da? Da. Păi se potrivește la palmierul ăsta. Ce faci tu acolo? Am luat o indiană de la cofetărie. Eu. Nu se ajunge un român? Păi aia e Mai vrei și o păjitură. indiană? E păjitura aia. Da, și eu am prăjitură. Da, păi am servit și din păjitura ta. Acum, după ce mănânc bănzoaicele de-astea, ies pe afară ca să nu se pună, că zice, să faci mișcare o jumătate de oră. Aoleu. Păi se mai merită atunci să mănânci prăjituri, dacă după aia trebuie să faci mișcare? Păi nu știu, eu ies să mai aerisesc un pic, că mă duc aici, prin oraș puțin.